spre Bulgaria este blocat. S-ar putea ca informația aia cu podul blocat să fie adevărată. Foarte multe tiruri oprite. Deocamdată se trece, stai să vedem mai încolo. E, ne apropiem de pod și este liber. Da, uite, chiar e liber, ia uite. Hai că ne-am lăudat degeaba. Problema e că nici nu ne mai putem întoarce. Am plătit deja taxa de pod și nu putem să pierdem banii. Amestec natural. Mamă, ce bate. Hai, facem o ilegalitate, nu putem să stăm după toate tirurile astea. Bravo, tata! Ei, iar suntem pe contrasens. Da, oamenii ăștia cred că aici o să doarmă noaptea asta. A, am ajuns la vamă. Pregătiți buletinele. Am ieșit afară la zăpadă. Și e frumos la zăpadă. Și am ajuns în centru. Ninge sau se scutură copaci? Nu, se scutură copacii. Eu vroiam să mergem să mâncăm la un restaurant care se numește Levent. Dar mergeți voi acolo. Este undeva lângă Kaufland. Nu, nu mergeți. Comandați-vă. Că... Tași-mă din gură. Stai puțin. Lasă-mă să le recomand ce să mănânce. Ce? Fica de rață. Fica de gâscă? Sau, e, mă rog, nu știe. Dacă evident vă că place, nu știe. Da. Deci vă comandați fica de gâscă. Costă 20 de leva. Okay, și acum să vă vorbesc despre ieftin. Restaurantul unde... Unde alegeți majoritatea să ajungem? Este, se numește Stai. Happy, este exact în centru. Happy Grill. Da. N-ai cum să fii român și să nu știi de Happy Grill, îți facă toți românii mici și mănânc aici. Sau aici, unde vreți? Aici, la canapea asta mai frumos. Dar vreau să stau lângă ramurile. Bun, avem și sushi. Ei, hai să vă arăt ce au în meniu. Din aceea, cu usturoi, brânză. Brânză și usturoi? Da. Păi, da. 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 Aici aveți un desert delicios. Cu chia, mango, dovleaco, miere. Aici, tot așa cu dovleaco. Same here. Dovleacă, miere și cu nucă. Ia, dăm și aia de deserturi. Așa, și asta e de deserturi. A, nu, e de băuturi. E de băuturi, da. Deci, ca să, cum e? Care e paritatea? E cam dublu, nu? Dublu. Deci, în mod normal, asta ar costa... Stai puțin. 16 lei. La din un asta litru. Mare, la un litru și la 500 de mililitri, cam 8 lei. Uite, sangria sau ce e aici? Da, sangria. Am știut că au sangria. Uite, aperol, mojito. Și prăjituri. Dacă mai puteți să mâncăm după aceea... Cremă de zahărat. Și înghețată. Mami, mi-a adus ceva băutură roșie. Sincer, habar n-am ce e. Sper să nu fie cu... boxea cu ceva pentru că nu vreau, dar acum dacă mi-a adus-o, chiar dacă n-am comandat, o să fie primit și cu zăzit. Stai să-mi încerc să vă spun. Nu e pe gustul meu, sincer. Și între timp, au trecut 30 de secunde de când am comandat, mi-au venit păstăile de soia. Fac pauză, să fac. Între timp mi-au venit sushi, care sunt ce-o n-arată spectaculos. Comanda și ceva. Dar ce-ai comandat la mine? Vedeți. Eu ce mi-am comandat ca să mănânc? Sushi. Am făcut un act de caritate cu tine. Burger și... Nu, dar e așa comandat, eu doar o să gust. Eu vreau pește, dar mi-a zis ai comandat tu ca să mănânc așa. Burger și cam tot prăjiți. Deci a venit mâncarea. În 5 minute. Cât ce-am zis? Mulțumesc. Dacă nu e bun, o omor. Deci, calamari cu sos dulce.
A, ți-ai luat și tu calamari? Mhm. Am luat și calamari. Asta ce este? Pâine cu brânză. Și burger. Asta e burgerul meu. Da. Te-au dat comandă? Asta e foarte bun. Calamari. Ajută-mă, Lalu, că am o mână ocupată. Asta e. Da. Hai. De ce mănânc eu cu mâna? De proastă creștere. Mama nu m-a educat. Ați zis că masa noastră arată ca și cum n-am mai mâncat de o lună. Venim din armată de undeva. Este 4 ceasă și noi mâncăm pentru prima oară pe ziua de azi. Mai că le aduc pe toate odată. Asta sigur o să răcească până să vină rândul. Iar în Angur, mama a încercat pe Raluca pentru că a mâncat puțin. Dacă am fi putut amândouă să fim rotunzare și dolofanele, mama ar fi fost cea mai fericită femeie din lume. Și tot timpul se plânge la prietenii noștri de familie, nu le văd și pe ele mai grase un pic. De fiecare dată după ce mâncăm, ne face inventarul. Ce ai mâncat? Vai, dar ce puțin ai mâncat. Atât ai mâncat? Foarte puțin. Puțin am mâncat, dar poate vă întrebați de ce n-am mai filmat, de bine abia am mai respirat, dar să mai fumăm. Acum e masa goală. N-am mai rămas decât optatul. Ne-am luat desert că i se păruse mamei că am mâncat prea puțin și a zis să mai comand ceva ca să fie femeia liniștită, că îi mănâncă copiii, se hrănesc cum trebuie. M-a luat somn. Cum se numește asta, nu? Boala porcului. Și cum se numește asta, nu? De muncă, sigur, atunci. Boala porcului. Deci ai înțeles, Raluca, cum se numește asta? Nu mai spune a treia oară, te rog. Boala porcului. No. M-ai crescut prost, degeaba m-ai educat, nu sunt fină deloc. Degeaba te chinu cu mine să fiu o lady, că n-ai nici care e problema? Dacă am un copil, o să fie mai tu? Eu pentru copiii tăi? Da. Vezi, mă, că ei vor sta mai mult cu mine, că se vor distra cu propria lor mamă, se vor plicti singur. Se vor plicti, se vor învăța cum trebuie să se poartă în viață. Să nu spună rahat, ci excremente. Să nu spună ce... Știi că viața e frumoasă și fără să-l jur. Uite, eu una nu jur. Păi nici eu nu jur. Viața e bine. Nici eu nu jur. Dacă n-am zis rahat, m-ai certat. Deci cum ar fi trebuit să zic? Nu, hai să lămurim treaba asta acum. Cum ar fi trebuit să zic? Nu trebuie să-mi spui, te rog. Da, hai să găsim un înlocuitor. Dacă simți nevoia la un moment dat în viață să zici rahat, cum trebuie să zici? Nu îl zici, de ce fecale, te simți nevoia? Materie fecale, ești la așa? Hai, nu, serios, zic, hai, serios. Excremente. Ce am vorbit despre asta acum? La masă. E sora mea fină și nu mă cunoaște. Nu e cu mine și eu nu sunt cu ea. Tare când mergi într-un restaurant și te ajută poza, știi, să te decizi ce să mănânci. Doar că la final se treci cu Photoshop-ul ăsta. Asta e poza. Pe copertă. Cu nuci lângă. Cu nuci mari întregi. Și asta era de tot. Și asta ce ți-ai luat tu? Asta ce mi-am luat eu. Asta trebuia să fie, de fapt. Deci asta e poza. Și asta, hai că na, stai să văd dacă e gustoasă și vă zic imediat. E bun? Da. Păi, știu că n-am mâncat ceva mai bun. E delicios. Mamă, cum e. Foarte bun. Ăla din spate mă aplaudă pe mine. Bravo, Lili Simon. Cum a mâncat mamă? Nu prea. Hai mâncat bine. Eu sunt directorul de regizor de platou. Eu stabilesc când intri să vezi în cadru. Bun, deci ați văzut cât am mâncat, da? Și costă 119,90. Deci cam cu 50 de rând de persoană am umplut o masă și pe cea de lângă. Asta a fost escapada noastră bulgărească.